Încep în această dimineață mesajul pe care vi-l împărtășesc într-un mod atipic, cu un citat. Din punct de vedere omiletic am încălcat toate regulile care am fost învățat în facultate. Dar citatul acesta mi se pare foarte interesant și încă aveți mintea odihnită, încă nu încărcată de prea multe informații și cred că capacitatea de a asimila este mult mai mare. Și vreau să vă dau acest citat. Cea mai influentă voce din viața ta este vocea sufletului tău, acea voce lăuntrică. Pentru că e vocea care vorbește cel mai mult cu tine. Ești într-o conversație permanentă cu tine însuți, interpretând, întrebând, analizând ce este înăuntrul sau ce este în exteriorul tău. Te întrebi, de ce simți în felul acesta? Deși vorbim continuu cu noi înșine, adevărul este, oameni buni, că foarte rar noi analizăm conținutul dialogurilor noastre lăuntrice. Noi vorbim cu noi înșine. Regăsim de foarte multe ori în Scriptură dialogul acesta dintre om și sufletul lui. Omul vorbește cu sufletul lui. Și, dragii mei, dacă vom fi atenți la conținutul acestui dialog, s-ar putea ca de foarte multe ori să descoperim anumite lucruri despre noi care ne surprind. Problema, dragii mei, este că, discutând cu noi înșine și cea mai influentă voce din viața noastră, din păcate, nu-i vocea lui Dumnezeu, ci este tocmai vocea lăuntrică noastră, este vocea sufletului nostru. Spunea Martin Lloyd-Jones că ceea ce știe să facă sufletul în mod special știe să se plângă. Sufletul știe să pună totul la îndoială și spunea el că cea mai mare sursă de descurajare, de depresie, de resemnare din viața unui om este dată de faptul că noi ascultăm sufletul și nu mai vorbim cu sufletul nostru. Și ce spune sufletul tău? Că lucrurile nu merg cum ai anticipat, când viața ta de credință cu Dumnezeu nu este cum ai visat, când acea chemare pe care credeai că o să se concretizeze anul ăsta încă în ceață, ce spune sufletul tău? N-are rost. Nu văd nimic, nu cred, nu sper, nu-s bun de nimic, nu o să reușesc și pur și simplu singur te alimentezi cu aceste argumente destructive. Îți spui într-una, pentru că asta face și diavolul cu predilecție, e un aliat al sufletului tău, într-un fel, în a-ți inocula necredință. Nu poți, nu o să reușesc, sunt un falimentar, sunt un eșec, nu o să mă pot ridica de aici, am încercat, n-are rost. Lucrurile acestea, dragii mei, ne le spunem nouă înșine de foarte multe ori. Și adevărul este că e foarte greu să nu crezi în tine. Și de foarte multe ori, dragii mei, Dumnezeu nu poate să facă nimic cu noi pentru că nu credem în noi înșine, în ceea ce Dumnezeu a pus în noi și în ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi. Dar dacă cumva, în mod penticostal și miraculos, reușești să depășești bariera asta și crezi în ceea ce Dumnezeu a pus în tine și precum Moise, Dumnezeu reușește să te convingă că ești ales și chemat de Dumnezeu să faci o lucrare în ciuda handicapurilor tale, în ciuda faptului că ai nevoie de o ședință cu medicul logoped, poate săptămânală, că ești gângav și că nu vorbești bine și că n-ai o dicție și n-ai oratorie bună. Dar dacă cumva reușești să depășești bariera asta lăuntrică, vine o a doua barieră de care te lovești. Și aceasta, dragii mei, e necredința celor din jurul tău. Trebuie să-ți biruiești necredința din lăuntrul tău și să spui, cred că Dumnezeu m-a chemat să fac ceva, cred că Dumnezeu are un plan cu mine, cred că Dumnezeu are un scop cu viața mea. Dar, dragii mei, vine al doilea obstacol de care de foarte multe ori ne lovim și în fața căruia ne oprim. Și anume, faptul că ceilalți din jurul nostru nu cred în noi. Faptul că ceilalți din jurul nostru nu cred în noi. Vă aduceți aminte? Vii tu, precum Iosif, cu visul de la Dumnezeu. Ai venit de undeva, dintr-un timp de părtășie fain cu Dumnezeu, ai avut o experiență, ai auzit vocea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ți-a vorbit și vii și le spui fraților tăi, oameni buni, Dumnezeu mi-a dat un vis mare, Dumnezeu mi-a vorbit că vrea să facă ceva cu mine, Dumnezeu are un plan cu mine. Și ajungi dintr-o dată și vezi pe frații lui Iosif. Care-i visul? Păi știi, am văzut la un moment dat că eram la seceri și snopul meu s-a ridicat și al vostru a căzut în fața mea. Aha, serios. Și asta tu crezi că e vis de la Domnul.
Și acum Iosif, pentru că încă inocent și crede, se duce și ajunge acasă la taică-său. Apropo, tate, am avut un vis. Ia zi-mă ce vis ai avut. Păi zice, am văzut cum soarele, luna și 11 stele se proșterneau în fața mea. Și acum vine taică-său, bă, bagă-ți mințele în cap. Serios. Du-te-mă la oi, du-te și-ți vezi de treaba ta. Nu știu ce vise ai tu și ascultă-mă ce spun. Când comunici astfel de vise pe care Dumnezeu ți l-a dat, cei din jurul tău care nu cred în tine vor încerca să transforme visul tău într-un coșmar. Și la Iosif o reușit pentru o vreme, că l-au băgat în pușcărie și l-au vândut. Ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, este că sunt foarte multe blocaje în viață. E foarte greu să depășești bariera necredinței în ceea ce te privește până la nivel lăuntric. Dar mai apoi, e foarte greu, ascultă-mă, să crezi când oamenii din jurul tău nu cred în tine. Vreau să înțelegeți puțin contextul în care se află Iisus, să-L înțelegem mai bine și luptele pe care le are. În Ioan capitolul 6, un capitol înainte, la sărbătoarea precedentă de la sărbătoarea asta a corturilor despre care se vorbește aici, dragii mei, Iisus ține o predică. Și spune Biblia că nu numai mulțimile, ci o grămadă de ucenici l-au părăsit. Vorbirea asta e prea de totului, cine poate să mai sufere și l-au părăsit. Bun, odată că îl părăsește o mare mulțime de oameni și nu mai cred în Iisus, rămâne Iisus cu 12 ucenici și dintre cei 12, Iisus e conștient că unul nu crede în El, ba mai mult de atât. Nu numai că nu crede, ci știe că o să-l trădeze. Și asta e o altă dezamăgire. Pentru că oamenii din jurul tău nu mai cred în tine. Mai mult de atât, dragii mei, avem aici versetul 15 pe care l-am citit. Zice Biblia că nici frații lui, ce? Bă, nici ea din familia ta, nici frații lui nu credeau în el. Ba mai mult de atât, dragii mei, uitați-vă, spune Biblia că lumea îl urăște. Și mai mult de atât, atât de mult îl urăște lumea, încât spune în versetul 19, vor să-l omoare. Și, dragii mei, Domnul Iisus Hristos este în postura în care nimeni nu crede în el. E în postura asta în viață în care pur și simplu nimeni nu mai crede în tine. Și în această dimineață, dragii mei, vreau să vin înaintea dumneavoastră cu un gând pe care l-am intitulat, sper într-un mod sugestiv. Și este, dragii mei, cred în linia voii lui Dumnezeu. Crede când nimeni nu crede în tine. Crede când nimeni nu crede în tine. Va trebui să depășești blocajul acesta, să nu mai fii tributar al părerilor celorlalți și va trebui, ascultă-mă, la un moment dat, tu cu Dumnezeu va trebui să faci majoritatea. Va trebui să în momente în viață încât oamenii de lângă tine, deși te iubesc, nu cred în tine, pentru că nu reușesc să vadă ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Și va trebui în astfel de momente dificile și cumplite uneori pentru ceea ce înseamnă prezentul și viitorul tău în slujirea lui Dumnezeu, va trebui să crezi, deși probabil nimeni nu mai crede în tine. În Iisus Hristos, în momentul ăsta, în contextul ăsta, nimeni nu mai crede. Nu mai cred frații lui, nu cred ucenicii lui cu adevărat, nu cred mulțimile, nimeni nu mai crede în el. Și totuși, dragii mei, vedem că Domnul Iisus crede, deși oamenii nu mai cred în el. Ăsta este gândul pe care vreau să vă împărtășesc în dimineața asta. Crede că nimeni nu crede în tine. Ei, însă ca să poți să crezi că nimeni nu crede în tine, primul lucru la care trebuie să fii foarte clar înțeles, trebuie să te aștepți la asta din partea oamenilor. Adică să nu cumva să ai așteptări ca oamenii să creadă în ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit. Trebuie să ne corectăm, dragii mei, de perspectiva asta naivă. Să nu crezi cumva că oamenii te vor înțelege în ceea ce tu ai primit de la Dumnezeu. De cele mai multe ori, ascultă-mă, oamenii nu te vor înțelege. De cele mai multe ori, oamenii te vor judeca. De cele mai multe ori, oamenii vor avea semne de întrebare, vor fi sceptici în privința ta. Și într-un fel am zice, e normal, de ce? Pentru că așa funcționează oamenii. Când nimeni nu crede în tine, ascultă-mă, trebuie să te aștepți la asta din partea oamenilor. De ce nu cred oamenii noi? De ce nu cred oamenii în tine? Vreau să vă spun câteva motive în care oamenii se potignesc. Uitați-vă versetul 27. Oamenii nu reușesc să creadă în tine, în ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu tine. Și de ce? Pentru că se leagă, să opresc în originea ta. Spune versetul 27. Cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, zic ei. Dar noi știm de unde este omul acesta. Asta e problema. Bă, cum să fie Hristos? Că noi, zic ei, Hristos, nu știm de unde o să vină. Deși dacă citeau Biblie, trebuiau să știe. Dar în același timp, zic oamenii ăștia, totuși noi știm de unde vine Iisus.
Spune în Marcu capitolul 6, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau: de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Pentru că zic oamenii, de ce-i șocul lor? Nu este acesta cine? Păi dar nu știm noi de unde-i. Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iosea, al lui Iuda și al lui Simeon? Și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau în el ce? O pricină de potignire. Cum adică mă tu să fii alesul lui Dumnezeu? Cum adică mă pe tine să te... Dar nu erai tu tâmplar? Ce teolog te visezi tu? Ce lucrare să facă Dumnezeu? Tu ești un tâmplar și atât. Păi n-am crescut noi pe aceeași stradă. Păi dar nu te știu eu. Dar nu te știu când mergeam în urmă cu 2 ani de zile prin discoteci și acum dintr-o dată vin mare evanghelist. Lasă-mă că te știu cine ești. Știu cine e maică ta, știu cine e taică ta. Și oamenii, ascultă-mă, nu cred în tine. Pentru că se blochează, pentru că se potignesc în originea ta. Mai mult de atât, dragii mei, oamenii nu cred în tine pentru că se potignesc mai apoi în competența ta, în pregătirea ta. Versetul 13 spune cuvântul lui Dumnezeu: auziți, Iisus învață pe norod. Și zice Biblia, zice cuvântul lui Dumnezeu că oamenii, versetul 15, oamenii iudeii se mirau și ziceau: cum are omul acesta învățătură, căci n-are doctorat în teologie. Ăsta nu a terminat școala lui Gamaliel, nu a studiat la picioarele lui Gamaliel, n-are doctor summa cum laude, nu a scris nicio carte, nu știe limba greacă, nu știe contextul original, nu a făcut master, nu a făcut doctorat. De unde are învățătura asta? Și pentru că, dragii mei, îi contestă cumva pregătirea lui Iisus Hristos, nu-i primesc mesajul. Adevărul este că oamenii nu cred în tine și să te aștepți la asta, știi de ce? Pentru că din punctul lor de vedere, tu nu ești undeva la nivel de competențe, de pregătiri, cum credei că ar trebui să fii. Și oamenii se potignesc în tine în direcția asta. Dragii mei, a fost pe vremea perioadei interbelice, când în Parlamentul României aveam totuși altfel de figuri politice. Nu cele pe care le avem astăzi. Erau, gândiți-vă, în Parlamentul României, savanți și doctori. La un moment dat a fost o celebră dispută în perioada interbelică între savantul Nicolae Iorga și între primul ministru Brătianu. Brătianu era inginer, Iorga era savant, un mare, mare istoric. O erudiție, un om, un munte de cărți o citit. Și la un moment dat era o dispută a unei legi acolo în Parlamentul României și era o dispută între cei doi directă și se duce Iorga la tribuna Parlamentului și foarte țâvnoș și arogant și zice: ce pot eu să învăț de la un inginer? Ce aș putea eu să învăț acum de la un inginer? Eu dita mai savantul. Și s-a dus domnul Brătianu, era prim-ministru, i-a dat o replică care a închis gura, vă 3 luni nu mai venit pe la Parlament, se spune Iorga după aia. A zis: domnule Iorga, un lucru pe care îl puteți învăța de la un inginer este măsura. Măsura, domnule Iorga. L-au terminat. Da. Foarte multe ori, dragii mei, ne potignim în uitați-vă ca și, bă, de unde are învățătura asta, că ăsta nu a făcut școală? Oamenii mai apoi, dragii mei, se potignesc în tine din cauza metodelor tale, modul în care îl slujești. Noi, dragii mei, avem impresia că de foarte multe ori slujirea trebuie să fie standardizată. Am întâlnit oameni, dragii mei, care mi-au spus că noi suntem, ne facem vinovați de păcat de moarte. Că noi nu ne adunăm din a 9, ci de la 10. Că scrie acolo că era ceasul al 9-lea și era ceasul rugăciunii. Deci noi suntem, vai de capul nostru, suntem pierduți că ne adunăm de la 10. Deci abia am spus că 9 în context evreiesc însemna 3 după masă. Lasă-mă cu ebraica, lasă-mă cu teologia. Nu zice, 9-9 scrie. Fraților, nu știu dacă mergem în rai dacă începem de la 10 biserica, după spusele altora. Știți de ce? Pentru că oamenii, dragii mei, se potignesc în metode. Uitați-vă, zic, sunt foarte șocați frații lui Iisus. Spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, frații lui i-au zis, versetul 3, pleacă de aici, du-te în Iudeia ca să vadă și ucenicii lucrările tale pe care le faci. Nimeni! Asta e șocant pentru ei. Nimeni nu face ceva ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, păi arată-te lumii. De ce lucrezi în felul ăsta? Păi du-te mă la Ierusalim. Nu mă duc, rămân în Galileea. Păi nu înțeleg ce fel de lucrare e asta, ce fel de mandat. Tu spui că... De ce rămâi aici? Pentru că aici trebuie să fiu. Unul dintre cei mai criticați oameni împreună cu soția lui, misionar din întreaga istoria misionarismului, a fost Maria Dyer împreună cu soțul lui Hudson Taylor. Niște oameni care
au adunat cele mai mari rezultate, probabil în secolul 20, în China. Peste jumătate de milion de oameni au fost întorși la Dumnezeu prin lucrările lor. Au deschis peste zeci, sute de centre de misiune. Și auziți, atâta de judecați au fost de către ea din Londra, de către toți misionarii din ceilalți, din China, de prin India, au fost efectiv etichetați în ultimul hal Maria Dyer cu soțul ei Hassan Tyler. Știi de ce? Pentru că ăștia când au mers în China au lăsat costumul occidental și ceasul și figurile și s-au îmbrăcat în haine sărăcăcioase în portul chinezesc, în straile alea sărăcăcioase. Și au zis, nu se poate, Domnule, ca un evanghelist să se coboare la nivelul ăla, el trebuie să ridice, să îmbrace pe toți în costum, așa trebuie să facă evanghelizarea. Și Maria Dyer scrie unei prietene apropiate, vă citez: în fața valului de critici venit din partea oamenilor care nu înțeleg dragostea noastră pentru slujire, dusă până la sacrificiu, am considerat că cel mai bine este să mergem mai departe cu slujirea și să lăsăm pe Dumnezeu să le răspundă. Dacă oamenii se potignesc în metodele tale, lasă să meargă mai departe. Treaba ta este să slujești pe Dumnezeu. Trebuie să crezi când nimeni nu crede în tine. Și ascultă-mă, trebuie să te aștepți ca oamenii să nu creadă în tine. Nici în Iisus n-au crezut. De ce crezi că o să creadă în tine? Apoi, dragii mei, al doilea argument pe care vreau să vi-l aduc aici, legat de faptul acesta, când nimeni nu crede în tine, și de ce trebuie să crezi? Pentru că trebuie, dragii mei, să aștepți vremea rânduită de Dumnezeu. Trebuie să te aștepți ca oamenii să nu te înțeleagă. Dar mai apoi, al doilea aspect important, trebuie să aștepți vremea rânduită de Dumnezeu. Chiar dacă oamenii nu cred în tine și pun presiune pe tine, trebuie să aștepți vremea rânduită de Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6, zice că frații lui Iisus pun presiune: bă, du-te la Ierusalim, du-te la Ierusalim, du-te la Ierusalim. Și spune cuvântul Domnului, Iisus le-a zis: vremea mea n-a sosit încă. Încă nu-i momentul. Bă, dar hai acum, că toată lumea pleacă. Eu nu mă duc acum. Pentru că Domnul Iisus, dragii mei, cunoaște vremea. Pentru că Domnul Iisus cunoaște vremea când trebuie să acționeze. Când nimeni nu mai crede în tine. Și ascultă-mă, tendința este cumva să le dovedești că totuși tu ai dreptate și că pe tine te-a ales Dumnezeu. Și atunci știi ce facem? Noi grăbim lucrurile. Cel mai important lucru în direcția aceasta, dragul meu, este să te sincronizezi ceasul tău cu ceasul lui Dumnezeu. Va trebui să sincronizezi vremea lui Dumnezeu cu vremea ta și să nu iei înaintea lui Dumnezeu, nici să rămâi în urmă. Pentru că, dragii mei, uitați-vă ce spune Iisus Hristos odată în textul ăsta: vremea mea n-a sosit încă, și o spune de două, trei ori. Și totuși spune mai apoi în versetul 33: mai sunt cu voi puțină vreme. Auziți? Încă n-a sosit și între mai sunt cu voi puțină vreme. Există, dragii mei, o distanță mică de timp. Nu e o marjă largă de timp în care, bam, nu știu câți ani la dispoziție. Nu, nu, nu. Încă nu a venit vremea și cu toate acestea mai am puțin timp de stat în lumea asta. Ei, în acel moment, în acea fereastră de timp, Domnul Iisus sincronizează plecarea la Ierusalim, sincronizează toate evenimentele în care slujește pe Dumnezeu. Pentru că e foarte important, ascultă-mă, să aștepți vremea rânduită de Dumnezeu. Ana, spune cuvântul lui Dumnezeu, acel celebru episod din Luca, capitolul 2, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a suit când? În același ceas. În același ceas, femeia asta care zi și noapte postea înaintea lui Dumnezeu și îl sluja pe Dumnezeu ca să se întâlnească cu Iisus, zice Biblia, că s-a suit în același ceas. Că dacă mergea un ceas mai târziu sau mai devreme, dragii mei, nu se întâlnea cu Iisus. Duhul lui Dumnezeu îl conduce pe Simeon în templu când? Atunci, în ceasul când Iisus este adus de către Maria și de către Iosif. E foarte important să te sincronizezi cu vremea lui Dumnezeu. Iisus spune, încă nu mi-a sosit vremea. Bă, dar pun ăștia presiune. Bă, dar du-te odată, dar începe lucrarea, dar fai, dă-ți drumul, hai, să lansăm, să facem. Nu-i vremea. Oamenii pun presiune pe tine. Tu trebuie să cunoști vremea lui Dumnezeu. Trebuie să cunoști vremea lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, s-ar putea să o iei înainte lui Dumnezeu. Și știi ce se întâmplă? Un lucru clar, când mergi înainte lui Dumnezeu, rămâi singur. Dumnezeu spune, stai aici, tu spui, nu, Doamne, hai să vezi, hai că acum începem, acum e momentul. Și tu te duci și o iei înaintea lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Dumnezeu nu vine cu tine. Te duci singur. Și când te duci singur, o să ai probleme. Și când te duci singur, o să ai falimente.
Rămâi? Mai stai 10 ani. Doamne. Da, Doamne, nu putem comprima timpul. Nu, 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 hai, mai stai. Știți cât de important este să sincronizezi cu voia lui Dumnezeu, să-ți cunoști timpul lui Dumnezeu? Acum, printre multele mele metode, știți că v-am povestit cum am chinuit un an de zile și n-am mâncat carne de fel și am fost vegetarian, mă rog, și am dat o dezlegare scurtă, am zis eu provizorie de o săptămână la carne și dezlegarea a devenit permanentă. Și acum am din nou probleme cu menținerea greutății. Mi-am luat bicicletă săptămâna trecută. Am urmărit un documentar despre Turul Franței și când am văzut pe aia cu bicicletele, cu un parcurs, bă, zic, și eu pot 2 km, dacă e pot 130 km într-o cursă de pe zi, și eu pot. Da, și m-am încercat și încă încerc. Mă dor picioarele groaznic, recunosc. Mi-am luat cască de tot, zic, o apariție pe în cartier pe acolo, zici că să Mark Cavendish, nu știu ce, Lance Armstrong, marele, un peisaj din ăsta ciudat, într-o toți merg cu jos cu cască, cu ochelari, cu mănuși, cu cotiere aproape, mă rog. Dar am învățat o chestie importantă, am urmărit, bă, vreau să văd despre cicliști, care e treaba cu ei. Mai să știți că Turul Franței este cea mai mare prestigioasă competiție din lume. Cine câștigă o etapă din Turul Franței îi în Hall of Fame. Și ce am descoperit? Ascultați-mă, alergi uneori într-o tură de etapă în Turul Franței 130-140 de km pe zi. 130 de km, 140 de km. Și știi care e lucrul cel mai important? Să câștigi. Să știi când să pornești finish-ul. Cei mai mulți, dragii mei, de regulă evadează din Pluton, știi, și să duc ei, și bagă, după aia le scade energia și ajung Plutonul din urmă și ajung în spate după aia. Cel mai important este, ascultă-mă, spunea, în ultimele 400 de metri, să știi când să declanșezi startul. Să te sincronizezi, să te încadrezi în timp, să te uiți la ceilalți și pe ultimele 400 de metri trebuie să existe un moment foarte important când să declanșezi sprintul final. Acolo se câștigă și acolo se pierde totul. Dragii mei, nimica nu-i altfel în zona spirituală. Suntem, dragii mei, într-o cursă de viață. Noi nu suntem într-o cursă de 100 de metri, suntem într-un maraton, dacă vreți. Alegăm pe kilometri și kilometri spirituali. Dar ceea ce e foarte important, Dumnezeu spune, așteaptă să-ți dau eu startul. Așteaptă să spun eu când să te pornești. Pentru că dacă te duci de unul singur, te prăbușești. Când nimeni nu crede în tine, ascultă-mă, trebuie să aștepți vremea rânduită de Dumnezeu, deși știu că te-ai săturat, până când, Doamne. Dar mai apoi, e foarte important, când nimeni nu crede în tine, trebuie să ții cont de așteptările lui Dumnezeu. Trebuie să te aștepți de la oameni să nu te înțeleagă, să nu creadă în tine. Trebuie să aștepți mai apoi vremea lui Dumnezeu. Să sesizați cuvântul de legătură este în punctele acestea așteptare. Trebuie mai apoi să ții cont de așteptările lui Dumnezeu. De așteptările lui Dumnezeu. Trebuie să știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine. E foarte important. Când nimeni nu crede în tine și ca să poți crede, trebuie să ții cont de așteptările lui Dumnezeu. Acum, dragii mei, ce se așteaptă Dumnezeu de la mine și de la tine? Simplu. Dumnezeu, dragii mei, se așteaptă să-ți cunoști locul în raport cu El. Adică condiția ta. Trebuie să-ți cunoști locul în raport cu El. Versetul 28 spune cuvântul lui Dumnezeu, auziți Iisus Hristos. Și Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga, mă cunoașteți, mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat. Adică, dragii mei, vă rog să vă uitați la Iisus. Cine este Iisus? Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Dumnezeu? 100%. În același timp, prin chenoză, spune Filipeni, capitolul 30, că s-a dezbrăcat. Și cât a fost pe pământ, dragii mei, Iisus Hristos a renunțat la o parte din atribuțiile Lui. Și în raportul de pe pământ cu Tatăl, Domnul Iisus Hristos își vede locul. Și spune, eu nu am venit de la mine. Eu nu am inițiative de la mine. Inițiativele mele sunt de la Dumnezeu. Eu îmi cunosc locul în raport cu Dumnezeu Tatăl. Eu respect voia Tatălui. Tată, facă-se ce? Voia ta.
Ce așteaptă Dumnezeu atunci, dacă Iisus Hristos se raportează în modul acesta, dacă Iisus își cunoaște locul? Dragii mei, trebuie ca eu și cu tine să ne cunoaștem locul spiritual. Trebuie să știm, dragii mei, acolo unde ne pune Dumnezeu să-mi cunosc condiția. Pavel zice, eu sunt rob al lui Iisus Hristos. Asta e condiția mea. Sunt rob al lui Dumnezeu, chemat să fiu apostol. Mai mult de atât, trebuie să-ți cunoști locul în lucrarea lui Dumnezeu, să-ți cunoști locul în raport cu Dumnezeu, trebuie mai apoi să-ți cunoști locul în lucrarea lui Dumnezeu și anume chemarea ta. Versetul 15 spune cuvântul lui Dumnezeu, iudeii se mireau și ziceau, cum are omul acesta învățătură? Căci n-a învățat niciodată. Iisus le-a spus, învățătura mea nu este a mea, ci este a celui ce m-a trimis pe mine. Iisus Hristos, dragii mei, își cunoaște locul în lucrarea lui Dumnezeu. El este mesagerul, El este cel care aduce învățătura, El este cel care a venit să propovăduiască Evanghelia săracilor, să dezlege captivii de război, să vestească anul de îndurare lui Dumnezeu. Acestea sunt atributele lui Dumnezeu pe care Hristos știe că trebuie să le împlinească pe pământ. Asta e rolul meu, ăsta e locul meu în lucrare. Nu mă bag în partaje, Iisuse, hai că avem un frate de-a meu, nu-mi dă vila aia din, nu știu, din Saint Martin, nu împarte cu mine, avem o problemă de partaj. Bă, cine m-a pus pe mine judecător între voi? Nu-i treaba mea, eu am altă treabă. Iisus Hristos, dragii mei, își cunoaște locul în raport cu Dumnezeu, își cunoaște locul în lucrarea de Dumnezeu. Și trebuie să-L cunoști și tu. Știi cine nu și-a cunoscut locul în cer? O singură persoană. Cine nu și-a cunoscut locul? Vreau să fiu ca, mă voi ridica, voi fi. Și când îți cunoști locul, Dumnezeu te scoate din locul ăla. Când nu-ți cunoști locul, Dumnezeu te scoate din loc. Asta se întâmplă cu Lucifer. Dar mai apoi, dragii mei, trebuie să cunoști locurile prin care trebuie să treci în lucrarea lui Dumnezeu. Să-ți cunoști locul în raport cu Dumnezeu, adică condiția. Să-ți cunoști locul în lucrarea lui Dumnezeu, adică chemarea, dar mai apoi trebuie să cunoști locurile prin care trebuie să treci în lucrarea lui Dumnezeu, și anume, e vorba despre creșterea ta spirituală. Dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu nu a început direct la Ierusalim. Lucrarea Domnului Iisus Hristos a început prima dată, prima etapă a fost întruparea, într-o iesle. Mai apoi Domnul Iisus Hristos a trecut la Iordan, la botez. După aceea a trecut prin pustie. După aceea, după pustie, a început în Galileea, în partea de nord a Israelului. După aceea a mers înspre Ierusalim. Vedeți dumneavoastră, noi am vrea să ajungem direct la Ierusalim. Fără Iordan, fără pustie, noi am vrea direct 50.000 de oameni. Nu merge. Pentru că tu trebuie să treci prin niște locuri. Uitați-vă, zice, după aceea Iisus străbătea Galileea. Nu vrea să meargă în Iudeea. Bă, da, frații lui zicea, băi, dar du-te mă la Ierusalim, du-te. Nu, rămân în Galileea, pentru că etapa Galileea vieții mele. Toți am vrea, dragii mei, asemenea lui Ilie. Cine n-ar vrea? Ilie, ăla care s-a rugat și pe muntele Carmel și foc și ploaie și minunile lui Dumnezeu. Dar până dragii mei, ca Ilie să ajungă pe Carmel, o trebuie să pornească din Galat, unde a fost un anonim, unul dintre locuitorii Galadului. Mai apoi, dragii mei, Ilie vine într-un alt loc, vine, știți unde? La Cherit, unde învață să trăiască prin credință, unde corbii lui Dumnezeu vin și aduc mâncare și depinde de Dumnezeu. Dar mai apoi, dragii mei, de la Cherit ajunge la Sarepta, unde prin el Dumnezeu binecuvântează pe femeia văduvă și nu moare de foame. Și mai apoi ajunge pe Carmel. Nu există, dragii mei, în viața lui Ilie, Carmel fără de Sarepta, fără de Cherit, fără de Galad. Nu putem trece peste etapele acestea de formare. E foarte important, dragii mei, ca să putem crede, ca să avem consolidată credința în direcția aceasta. Trebuie să știm, dragii mei, care sunt așteptările lui Dumnezeu de la noi. Trebuie să știi unde ești și unde trebuie să ajungi cu ajutorul lui Dumnezeu. Probabil că v-am zis, în urmă cu ceva vreme, despre un om, un prieten, un om al lui Dumnezeu pe care îl cunosc. Actualmente, astăzi, este probabil una dintre vocile cele mai puternice pe care Dumnezeu le folosește în generația tânără, în dimensiunea profetică și în lucrarea de liberare. Dar omul acesta n-a fost întotdeauna mare proroc și n-a fost întotdeauna un om chemat cu darul ăsta în zona de eliberare. Știți de unde a început? S-a pocăit în urmă cu ani de zile. S-a pocăit într-o biserică mică și după botez imediat el a înțeles un lucru. Cine ești, Doamne? Și a înțeles că Pavel a mai pus o întrebare. Doamne, ce vrei să fac? Și după ce s-a botezat, a mers la păstor și a spus, frate păstor, ce trebuie să fac? Păstorul a rămas puțin surprins. Cum adică? Ai probleme? Nu, vreau să fac ceva pentru biserică.
Frate păstor, ce aș putea face? Păi să uita păstor, ce să-ți dau de lucru? Bă, cânti? Nu. De predică stai, că trebuie să uște haina. Ce? Mă, zice, avem mare nevoie, că unul acum, mă rog, și-o dat demisia, au plecat, supărat. Avem nevoie de cineva care să aranjeze scaunele în biserică. Am mai zice, știu că tu ai facultate și asta și ești la doctorat, la masterat, dar e nevoie de, dacă vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, vrei să aranjezi scaunele în biserică, cu tot dragul. Dați-mi cheia de la biserică, că trebuie să vin mai din timp. Și a început, fratele ăsta a început să vină cu o oră și ceva înainte, era o biserică de 100 de oameni, aranjea scaunele, bun. După aia a început să vină mai devreme la biserică și a zis, bă, dacă tot aranjez scaunele, hai să mai fac ceva, hai să mă rog. Și în timp ce aranja scaunele, a început să se roage, Doamne, nu știu cine o să stea aici. Deși cam știu că unii se căsătoresc cu locul în biserică. Dar au zis, Doamne Dumnezeule, nu știu cine, Doamne, dă-i putere să asculte Evanghelia astăzi. Aranja al doilea scaun, s-a rugat și pentru asta. S-a rugat, au ajuns la amvon, în Sfânta Sfintelor. Scaunele de după amvon, ioi. Și zice, am ajuns direct la scaunul prezbiterului, Doamne, te rog frumos să-i dai putere să nu mai predice la ora de rugăciune, ci numai să fie îndemn, îndemnul să fie îndemn. S-a rugat pentru scaunul unde se punea păstorul, Doamne, dă-i ungere, dă-i... Și a zis, Dorel, am început 2 ani de zile asta făceam. Am ajuns să mă duc, nu cu o oră, am ajuns să mă duc cu 3 ore mai devreme la biserică ca să pot să mă rog pentru fiecare scaun. Așezam scaunul și mă rugam. Și să nu vă mirați că după vreo 2 ani și jumătate Dumnezeu a început să-l ducă în altă etapă. L-a scos din Galad, l-a dus la Cherit, de la Cherit l-a dus la Sarepta și mai apoi spre Carmel. Pentru că, dragii mei, așa face Dumnezeu. Și va trebui să crezi că nimeni nu crede în tine, dar asta trebuie să ții cont de așteptările lui Dumnezeu. Și vreau să închei spunându-vă, dragii mei, că trebuie mai apoi să știi cine și ce te așteaptă dincolo. Ca să crezi că nimeni nu mai crede în tine, trebuie să știi cine și ce te așteaptă dincolo. Cine și ce te așteaptă dincolo. Există o celebră pictură de care sunt convins că unii ați auzit-o, poate ați vizitat-o, ați văzut-o. O pictură care a devenit celebră în epocă și nu numai. A fost pictată de către Paul Gauguin undeva la mijlocul secolului XIX și este opera lui reprezentativă. Se spune că e o pictură profund filozofică în care se regăsesc marile dileme ale existenței umane. La ce mă refer? Această pictură a lui Paul Gauguin se intitulează în felul următor. Zicea el, cine suntem, de unde venim, încotro ne îndreptăm. E o pictură de vreo 4 metri, cu oameni, cu diferite stări, cu diferite direcții, unghiuri în care se uită și privesc viața. Mă rog, poți să interpretezi 7 ore tot să te uiți acolo. Astea sunt marile întrebări ale oamenilor. Cine suntem? De unde venim, încotro ne ducem, cât mai avem? Vreau să vă uitați puțin. La ceea ce oamenii nu pot să răspundă, Dumnezeu are răspuns. Iisus știe de unde vine. Versetul 29 spune cuvântul lui Dumnezeu, eu îl cunosc, că-și vin de la el și el m-a trimis. Oamenii nu știu de unde vin. Maimuță, Big Bang, hazard. Iisus spune, eu știu de unde vin. Eu vin de la Tatăl. Iisus știe mai apoi unde se duce. Versetul 33. Iisus a zis, mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc unde? La cel ce m-a trimis. Da, unde te duci? Ați auzit bociturile de pe la mormânt? Da, unde te duci? Până cele 39 de vami. Lăsați multe pomeni în urmă ca să poți să trec cu bine și de vama Bor și că până la Schengen mai este. Așa interpretează unii teologia. Iisus știe unde se duce. Mă duc fiind de la Tatăl. Mă duc la Tatăl. Și Iisus știe și cât mai are. Cât mai avem? Iisus știe, noi nu știm. Versetul 33 spune cuvântul Domnului,
mai sunt cu voi puțină vreme. Încă puțin și lucrarea mea se încheie. Trebuie să știi, ca urmaș al lui Iisus, trebuie să știi cine și ce te așteaptă dincolo. Iisus a lămurit lucrurile, dar trebuie să ți le lămurești și tu. Știu că vin din Dumnezeu, știu că mă duc spre Dumnezeu și uneori Dumnezeu spune și cât mai ai, să știi. Petru știe că mai are puțin timp. Într-o epistolă spune: știu că dezbrăcarea de cortul meu trupesc va veni în curând după cum mi-a arătat Domnul. Oamenii lui Dumnezeu anticipează momentul plecării și cam știu cât mai au. Într-o relație strânsă cu Dumnezeu, clipa plecării nu e o surpriză. Știi unde te duci? Știi cine te așteaptă? Dacă vei crede când nimeni nu crede în tine, dacă îl vei onora pe Dumnezeu, dacă îl vei sluji pe Dumnezeu, să te aștepți la lucruri mari. Când nimeni nu mai crede în tine, îngăduiți-mi să închei cu o experiență fabuloasă, numai bine potrivită în contextul cinei. În anii 50, soț și soție Robert și Mary Mufford se duc misionari în Botswana, Africa, o țară măcinată de boli, de malarie, dizenterie, și totuși se duc misionari în Botswana, într-o zonă nu urbană, în capitală, ci într-o zonă tribală, retrasă, în care oamenii practicau o religie animistă, adică invocau spiritele pământului, demonologie curată. Și ăștia se duc tocmai acolo, misionari. Slujesc ani de zile. Ani de zile. Slujesc 10 ani, slujesc 12 ani, slujesc 15 ani, peste 15 ani de zile slujesc. Și trebuiau să trimită raportul la organizația misionară din Londra care i-a trimis. În fiecare lună trebuiau să trimită raport misionar. Vreme de mai bine de 15 ani nu au putut să raporteze de un om care s-a întors la Dumnezeu. Niciunul. După vreo 15 ani de zile, cei de la misiune de la Londra au zis: dragă Robert, dragă Mary, vă iubim, vă așteptăm, credem că Domnul v-a folosit acolo, dar acum ar fi bine să vă întoarceți acasă, poate că chemarea voastră e în altă parte. La care cei doi scriu celor de la centru de misiune: fraților, mai lăsați-ne un an. Mai lăsați-ne un an prin credință și vom mai încerca încă un an de zile. După jumate de an, nimeni nu era predat în anul ăla de prelungire, dacă vreți, dar pe la mijlocul anului, până luna iunie, au primit o scrisoare de la un prieten din Anglia care le zice: mă, ce ați vrea să vă trimitem de Crăciun? Că aveau practica asta să trimită cadouri celor care au misionari. Ce ați avea nevoie? Vreți să vă trimitem ceva? Ce ați vrea? Vreți ceva? Alimente, pachete, cărți? Ce ați vrea să vă trimitem în Botswana? La care nevasta mai credincioasă, Mary, îi scrie acestui prieten de familie: trimite-mi, te rog, un set cu păhărele pentru cina Domnului. Pentru că în curând cred că Dumnezeu ne va da și oamenii care să se împărtășească cu trupul și cu sângele Domnului. N-avea niciunul întors la Dumnezeu după 15 ani, nici atunci când a scris. După 6 luni, în apropierea Crăciunului, la sfârșitul anului, o primi setul de păhărele pentru cina Domnului. Știți când l-au primit? Cu 4 zile înainte să aibă loc primul botez oficial de cei doi în Botswana, în zona tribală, unde 6 oameni s-au întors la Dumnezeu. Cu 4 zile înainte de cină,
au primit paharele, setul. A fost un moment când nu a mai crezut nimeni în ei. A fost un moment când nu au văzut absolut nimic, niciun rezultat. Și când nimeni nu mai crede în tine, când nici frații tăi nu mai crede în tine, Iisuse, du-te acum, că nici noi nu credem. Când nimeni nu crede în tine, va trebui să crezi. Va trebui să crezi, va trebui să lupți pe mai departe și să știi în cine să te încrezi. Doar în El. Știi ce spune Isaia capitolul 53 apropo de cine, de textul cinei? Cine a crezut în ce? Cine a crezut? Toată lumea, nu? Cum să crezi ca om? Oameni buni, vă rog să vă uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cum să crezi? Cine să creadă? Zice Isaia. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o drază slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat, n-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic să ne placă. Cum să crezi în cineva care ne arată bine, care nu te impresionează, care nu are o aulă în jurul capului lui? Cum să crezi? Și în timp ce nimeni n-a crezut în El, Iisus a crezut în misiunea Lui. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, auziți, spune cuvântul Domnului versetul 11, în timp ce nimeni n-a crezut din vremea Lui, în timp ce oamenii disprețuiau, în timp ce oamenii bajocoreau, în timp ce oamenii L-au ucis, auziți, spune cuvântul Domnului, Domnul a găsit cu cale, versetul 10, să-L zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea, nu era nimic. Dar Iisus Hristos pe cruce deja vedea, știți ce? Vedea biserica. Pe cruce, când Hristos a stat în urmă cu 2000 de ani, vedea biserica Geneza. Iisus Hristos te vedea pe tine. Iisus Hristos te vedea nu cum te văd oamenii la pământ, Iisus terminat, Iisus te vede ridicat în putere și în autoritate, biruitor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Și spune Biblia, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui. Și ce va face? Se va înviora. Crede, când nimeni nu crede în tine. Și de ce? Pentru că într-o bună zi, poate după ani de zile, vei vedea rodul muncii. După 15 ani vei vedea rodul muncii. După 4, după 10, după 20 de ani vei vedea rodul rugăciunilor, lacrimilor și postului. Rodul mijlocirii. Te rogi pentru copii și nu vezi nicio schimbare. Continuă să te rogi. Pentru că va veni o zi când vei vedea rodul rugăciunilor. Când vei vedea că lacrimile tale n-au curs în dezar. Când vei vedea că va veni o zi când Dumnezeu îți va înviora sufletul. Crede că nimeni nu crede în tine. Cel mai greu este să depășești bariera necredinței proprie. Să nu crezi tu, să te îndoiești tu. Dar e poate uneori și mai greu când cei de lângă tine nu mai cred în tine. Cred în Dumnezeu. Asta e tot ce vreau să spun înainte să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Crede că nimeni nu crede în tine pentru că El a crezut în tine. Când toți s-au îndoit, El a crezut în tine. El a luptat pentru tine, El a murit pentru tine și a dat viața pentru tine. Pentru că a știut că vine sezonul, după sezonul lacrimilor, după sezonul pustiului, după sezonul suferinței, zdrobirii, vine anotimpul recoltelor. Și uite așa recolta a dus Dumnezeu aici. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului. Ne apropiem de El, ne cercetăm în momentele acestea, ne rugăm înaintea Domnului, ne pocăim, ne cercetăm.